Vladimir Putin spune că este categoric împotriva desfășurării de arme nucleare în spațiu. Ne-am opus întotdeauna, spune el, categoric desfășurării de arme nucleare în spațiu și continuăm să ne opunem. A asigurat președintele rus în cadrul unei întâlniri cu ministrul apărării Sergei Șoigu, care a afirmat că Rusia nu are tipul de arme despre care Statele Unite spun că vor să le desfășoare. Adevărat? Nu știu dacă le are sau nu le are. Dar este clar că aici este un joc. Americanii nu pot să oprească. Eu nu cred că Ucraina nu îi se va da un ajutor. Că nu se poate să oprești războiul acum și să începi să negociezi cu rușii în momentul în care ei sunt în ofensivă. Este inadmisibil din punct de vedere. Sigur că a apărut discuția asta că rușii au de ce un șef de comisie de control, un șef de comisie de apărare din Senatul American a spus că ni s-au dat informații despre aceste lucruri, cum că rușii ar avea posibilitățile. A ieșit publicul asta și a spus desecretizați că e o chestie periculoasă. Uite ce periculoasă este Rusia. Probabil că această discuție în Statele Unite a avut loc și în contextul punerii presiunii pe congresmeni americani pentru a vota ca să dea banii pentru Ucraina. Și pentru a deschide mai mult urechile și ochii lumii la pericolul pe care îl poate reprezenta Federația Rusă. Până al treilea rând, poate și un lobby pentru armata americană care trebuie să-și dezvolte capabilități care să lupte, nu-i așa, capabilitățile superioare ale Federației Ruse. Deci toate acestea la un loc fac parte dintr-o campanie de comunicare. Dar cred că unul dintre elementele principale a fost că războiul nu se poate opri așa. Și aici, cum spunea Kissinger, războaiele ajung la un moment dat într-o dimensiune reputațională. Domnul Tucă, nici nu contează cine mai câștigă sau cât se pierde, cât se câștigă pe teren efectiv. Dacă noi pierdem reputațional războiul cu Federația Rusă, ăsta, nu mai e războiul nostru. Nici măcar al Ucrainei nu mai este. Toți se vor uita la noi, din tot sudul global, din toată lumea leargă și vor spune Occidentul... Și-a luat-o pe românește. Și vor spune yes. Adică cu o mare satisfacție o să fac asta. Asta e marea problemă. Deci toate ideile astea, și pentru că lumea se duce într-o direcție... Tot aud tot felul de teorii din acestea cu gândirea asta de bloc. Până acum a fost URSS-ul versus America, acum este China, Iranul, Rusia versus restul lumii. Fene, lumea nu se duce în ordinea asta, nu sunt toate aliniate. Acolo, complexitatea viitoarei lumi va consta în faptul că nu va fi o lume a blocurilor. Va fi o lume a conjuncturilor în cea mai mare măsură. Chinezii, Rusia, Putin le spune americanul, hai să facem pace, hai să discutăm. În termenii lui pe Ucraina. Pentru că nu Ucraina e problema principală. Rușii se uită în spate și văd Siberia, care e goală, îi văd pe chinezi care stau acolo și își ascund cuțitele și își fac calcule câte resurse sunt în Siberia. Cine o să le ia? Occidentul? Că rușii sunt anfroacă occidentale. O să venim noi. Rusii știu că o să vină chinezii și n-au ce să le facă. Pentru că rușii cu occidentale puteau juca împotriva chinezilor. Chinezii se duc la europeni și le spune lăsați-i pe americani în pace, hai să facem afaceri. De ce ne împingeți în mâna rușilor? Hai să facem numai noi afaceri, hai să facem și noi afaceri. De ce ne obligați să facem afaceri numai cu Federația Rusă? Noi vrem să facem cu Uniunea Europeană afaceri. Toată lumea are diverse interese care se intersectează. Rusia speră că America va înțelege că trebuie să discute cu Rusia apropo de puterea Chinei. Îmi spunea un ambasador venerabil, fost ministru de externe, ce a spus un japonez cum vede viitorul Japoniei peste 25 de ani, și asta era acum vreo 10-15 ani, 30 de ani, și spune sperăm ca peste 50 de ani sau cât era intervalul, China să ne ia parteneri pentru a explora resursele din Arctica. Deci, toată bătălia asta nu e a blocurilor, nu se aliniază Iranul, China și Rusia. Sunt într-o conjunctură din asta care ar putea să schimbe geografia strategică pe care o vedem. Oricum. Ei, asta va fi lumea spre care ne îndreptăm. Nu va fi o lume simplă deloc. Va fi o lume multipolară cu mulți vectori în care micile puteri mijlocii își caută locul. Ordinea mondială va fi o chestiune care se mai amână un pic și singura noastră șansă aici să ne găsim o valoare de întrebuințare la Marea Neagră pentru unii care sunt mai puternici și mai solide. Nu să fim în stare să facem asta. Stați liniștit. Tâlvăr lucrează pentru domnia voastră. Uite, apropo de războiul din Ucraina, că aș vrea și aici să discutăm câteva minute. Ucraina caută o coaliție militară cu cel puțin 20 de țări noi,
care să ajute la furnizarea de drone, să coopereze în materie de tehnologie și să-și consolideze armata, relatează Reuters. Ministrul ajunt al apărării, Caterina Cernohorenko, a declarat într-o conferință de presă că 8 țări au aderat până acum la inițiativă comună lansată de Ucraina, Letonia și Marea Britanie. Și apropo de ceea ce se întâmplă în Rusia, a mai avut loc un eveniment acum, Casa Albă spune, cetățenii americani trebuie să părăsească Rusia cât mai curând posibil. Cetățenii americani din Rusia, chiar și cei cu dublă cetățenie, sunt invitați să părăsească imediat țara. Este avertismentul lansat de coordonatorul Consiliului Național de Securitate, John Kirby, după arestarea pentru înaltă trădare a unui cetățean ruso-american în orașul rus Ekaterinburg. Nu știam despre asta. Rusia este pregătită, apropo de ceea ce a spus, și ne întoarcem din nou la Rusia. Aș vrea să discutăm un pic și despre Gaza. E un subiect atât de fierbinte, care din cauza ultimilor evenimente a intrat într-o umbră, cu toate că acolo situația este dramatică și am să dau citire a două informații de ultimă oră. Rusia este pregătită pentru negocieri atât pentru o soluție în Ucraina, cât și pentru dialogul cu Statele Unite privind stabilitatea strategică, dar acest lucru este imposibil în lumina declarațiilor despre dorința de a provoca o înfrângere strategică Moscovei, a declarat președintele Putin. În ceea ce privește negocierile, nu au fost niciodată împotriva lor. Așadar, războiul din Ucraina, vedem și aceste informații. Care va fi soarta lui Volodymyr Zelensky, domnule profesor, înainte de toate? Și după aceea ne întoarcem la o analiză pentru acești doi ani. O să vă pun o întrebare interesantă, zic eu. Nu va fi ușoară. Am mai dat exemplu cu Churchill, care a pierdut alegerile după ce a făcut Marea Britanie după ce a câștigat confruntarea mondială, păi s-ar putea că el să câștige dacă pierde, nu? Memoria, mă tem că nu. Memoria colectivă probabil că va lucra mult mai eficient pentru domnul Zelensky peste 10, 15, 20 de ani, când va deveni unul dintre cei care au forjat sau cei care au construit, au croit, au pus pe direcția cea bună identitatea ucraineană, care s-a născut în război. Ea n-a existat înainte la nivel de masă și e o analiză foarte interesantă făcută de un sociolog ucrainian, acum aflat în Germania, care spunea că probabil dacă Ucraina n-ar fi rezistat împotriva armatei ruse, probabil că identitatea ucraineană nu s-ar fi născut într-o formulă atât de pregnantă. Deci, și practic, acest război a cristalizat identitatea... Faptul că a rezistat și că rușii n-au reușit să cucerească Ucraina și rezistența, de fapt, a forjat acest tip de identitate. Și rolul lui Zelensky în asta este... Credeți? Eu nu sunt convins de asta. O să vedem ce se va întâmpla cu această identitate, dar dacă nu s-ar fi întâmplat acest război, procentul identitar major era undeva la 25%, cel pe care l-a reprezentat domnul Poroșenko în alegeri. Apropo de Zelensky, iertați-mă doar o secundă, fac o paranteză. E o cercetare, un sondaj în Ucraina și Zelensky este întrebarea sună așa: Zelensky trebuie să stea acolo până la terminarea războiului și un număr un procent destul de important, 65% de acord. Cum ar veni, Zelensky trebuie să-și ducă crucea până la capăt în legătură cu acest război. Iertați-mă! Sondaje în timp de război trebuie preluate, luate ca atare. Dar în războiul acesta cu Zaluzhny, fostul șef de stat major, el a spus două lucruri care, una a fost, mă rog, poate e corectă, războiul a ajuns la un... care ar fi putut să fie corectă. Războiul la un blocaj. Niciuna dintre tabere nu poate înainta. Ori fost semnalul pentru negocieri, nu știu. Dar ce s-a vădit între timp este că războiul era în echilibru pentru că rușii n-au înaintat. Din păcate nu mai suntem în situația optimistă a domnului Zaluzhny. Da, din păcate. Doi. Deci probabil să n-ajungem, Doamne ferește, la idei că dacă atunci am fi început negocierile pentru pace, poate că Ucraina ar fi fost într-o situație mai fericită. Doi. Da, faptul că domnul Zaluzhny a ajuns să scrie în presa occidentală, adică în The Economist, spunând că războiul trebuie oprit, fără ca șeful lui să-i fi dat... Adică Zelensky, este un gest care nu se face într-un război. Că ne place domnul Zelensky sau nu, domnul Zelensky era comandantul suprem. Nu militare opresc războaie, nu militare dau aceste tipuri de semnale. Deci domnul Zaluzhny, în mod normal, trebuia schimbat de atunci. Faptul că n-a fost schimbat, probabil că... presiunile erau mari. Nu de presiune, era vorba și despre popularitatea lui. Popularitatea lui, negocierea cu Occidentul. Peste 90%. Ei,
Deci acolo au fost perturbări în sistem, sunt de atunci, de fapt. Nu după interviul domnului. Faptul că domnul Zalușnii a ieșit cu un asemenea, cine a dat garanția, cine l-a sprijinit ca să iasă cu un asemenea mesaj? Că n-ai ieșit de capul lui. Deci tu nu ai aprobarea în război a șefului tău direct, adică șefului forțelor, mă rog, șeful Comandantului Suprem Armatei, și tu ieși cu un asemenea mesaj. Care a fost problema? Ce s-a întâmplat, de fapt? Nu, poate că o să aflăm mai târziu. Bun, s-a întâmplat asta, a fost schimbat, a venit un alt general. Problema domnului Zelenski în acest moment este că, unu, nu are legitimitatea politică să negocieze pacea, n-are cum. Nici că, legislația nu are, nici legea. Nici legea se poate schimba, dar el nu are legitimitate, că nu s-a făcut alegeri, nu este ales, nu este validat. Și nici nu vrea să fie alegeri, să se facă alegeri. Și dacă va negocia totuși pacea cineva în numele lui, domnul Zelenski nu va mai putea participa la lege. Va pierde imediat. Deci domnia asta nu are cale de întors. Sau stă în război ăsta și îl câștigă, sau nu câștigă război și s-a încheiat cariera politică a domniei sale. Cumva este la zidul morții. Da, deci nu are cum să iasă de aici. Pentru că dacă începe negocierea domnul Zelenski în acest moment fără să fie ales, nu mai are rost să se ducă la alegeri. Pentru că în momentul în care negociază nu mai este Zelenski. Pentru că Zelenski era Zelenski tocmai că nu negocia. Deci era mers spre un drum. Compromisuri, adică e clar. Evident, dar după aceea nu mai are rost. Da, deci drumul lui se încheie aici. Asta e marea lui problemă. Trei. Problema Ucrainei, eu cred că, să revin la o idee pe care am început-o, Putin nu așteaptă să vină Trump la putere. Putin așteaptă să facă Ucraina nefuncțională. Ce rămâne din Ucraina, nu știu cât o să înainteze. Cu siguranță toată partea care e deja în Constituția Federației Ruse. Pentru că acum bătălia este pentru Donetsk. Dacă adică nu tot ce înseamnă Donbass, că Donbass înseamnă Donetsk și Lugansk. Da. Tot ce înseamnă. Dacă se duc mai departe, spre Harkov, asta nu știu. Dar este clar, mie limpede... Să nu se ducă spre Odessa. În acest moment că Putin nu vrea să controleze toată Ucraina. Este irresponsabil să controleze Ucraina, care e atât de ucrainiană și prostie, de atât de ce să face asta? Dar vrea să o facă, să o destructureze. Pentru că, aduceți-vă aminte că această iarnă, Putin nu a bombardat infrastructura energetică cum s-a întâmplat anul trecut, deși iarna a fost mai dură. De ce? Nu s-a ocupat de asta. S-a ocupat de obiectivele strategice. Arme, fabrici de muniții, centre de comandă și ce mai era important din punct de vedere strategic. Porturi, pe unde se transportau cerealele. Deci, din punctul ăsta de vedere, și-a schimbat strategia. Vrea să facă Ucraina nefuncțională. Partea pe care... Să o demanteleze. Ce vreau să facă americanii cu rușii? Ce vor să... Nu? Într-un fel sau altul. Ce vor să facă... Ce rămâne din Ucraina? Să nu mai fie funcțională, să nu mai ai ce să faci cu ea. Să nu se mai poată susține, să nu se mai poată întreține. Deci problema este dacă se duce în Harkov și, cum a spus, dacă se duce la Odessa. Asta este bătălia lui. Nu cucerirea Ucrainei și niciun caz cucerirea războiului cu NATO. Nici dacă ar vrea, n-ar putea să facă asta. Și niciun caz cucerirea Kievului, că s-a vorbit mult despre asta la început. Aici e o discuție, asta e o discuție foarte... Fără sfârșit. Da, dar eu, deci nu e vorba de toată Ucraina, este vorba de a face restul Ucrainei nefuncțională, nimeni să nu mai vrea decât să dea bani, să dea bani, să dea bani în continuare, fără să se ajungă la un capăt. Asta va fi marele risc pentru noi. Dar până să ajungem noi la povestea de sfârșit, repet, miza principală a Occidentului nici măcar nu este, sigur că e dramatic pentru Ucraina și un pic cinic să spunem asta, dar nici măcar nu este situația Ucrainei. Miza principală a Occidentului este situația Occidentului. Cum spunea Kissinger, războiul devine reputațional. Și când e reputațional, pierzi mai mult decât pierzi pe teren fizic. Nu contează metri pătrați. Contează că tu n-ai reușit să duci în război. Și toată lumea va sări pe noi în momentul ăla. Noi nu avem conștiința, mă rog, marea problemă a Uniunii Europene, de pildă, că ea este sărmana cea mai lovită din această poveste, este că ea nici să vrea nu se poate mobiliza. Ea nu e stat național. Ea are nici măcar conștiința aceea. America este stat. Să nu, și dumneavoastră vorbiți de armata română, că trebuie să-și recapete demnitatea în România. Noi suntem un stat. Ați uitat, suntem un stat, da? Noi suntem un stat național. Da. E pretenția că există Occidentul și că Uniunea Europeană e tot ce poate fi în materie de democrație mai bun în lumea asta.